Vigilența unui cetățean din Reghin a dus sâmbătă noaptea la prinderea unui suspect în furturi din auto. După miezul nopții, poliția a fost sesizată prin apel unic de urgență 112 de către un bărbat despre faptul că persoane necunoscute sustrag bunuri din autoturisme. La fața locului s-au deplasat două echipaje de poliție. În noaptea de sâmbătă spre duminică, în cartierul Rodnei, a fost prins în flagrant un tânăr care a participat la spargerea a două autoturisme. Cercetările sunt continuate, întrucât nu a fost singur, unul dintre autori este dispărut. S-au spart mai multe autoturisme, o parte din bunuri au fost recuperate. Bărbatul prins are 30 de ani și este din Reghin. Asupra lui au fost găsite un CD player, un stick de memorie, un încărcător auto pentru telefon mobil și o lanternă. Prejudiciul în valoare de 1800 de lei a fost recuperat în proporție de 50%, urmând a fi efectuate activități pentru recuperarea în totalitate. Polițiștii spun că rezultatul acțiunilor se datorează și persoanei care a sunat la 112. Țin să mulțumesc acelui cetățean anonim care s-a folosit de telefonul de urgență 112 și a sesizat poliția în timp util, astfel încât deplasarea operativă a patrulei de poliție a condus la stoparea activității infracționale și la prinderea în flagrant a unuia dintre autori. În ultima lună, în mai multe zone ale municipiului s-au comis furturi din auto, dar și de componente de pe mașini. Seria pagubelor pentru proprietarii de mașini vine după ce a fost o vară liniștită din acest punct de vedere. Deși valoarea bunurilor sustrase nu este mare, faptul în sine deranjează. Polițiștii reghineni fac apel la cetățeni să fie vigilenți și să anunțe la 112 dacă văd persoane suspecte în preajma autoturismelor parcate.